Salutare, dragi prieteni! Reincolo aici pentru voi cu episodul al patrulea din seria noastră Diablo 2 Lord of Destruction. Avem aici personajul nostru Disaster Dawn, un necromancer de level 8. Da, momentan putem să ridicăm doar 4 scheleți în armata noastră și un golem. Mai avem și un cum îi zice, un mercenar. Damage 12, 25, pus aici un rainbow, crossbow pe el. Bun, foarte tare, avem aici mai multe poțiuni de viață. Așa, ce mai faceți, fraților, ce mai ziceți, cum e viața, cum e școala? Vă place noua serie cu Diablo, nu vă place noua serie cu Diablo? Lăsați-mi în comentariile de mai jos dacă v-a plăcut toate cele trei, dacă nu mă înșel, mouse-ul, statueta și unboxing-ul la Diablo 2 Lord of Destruction plus Diablo 2, da, expansion set-ul și jocul, da, obiectele premium din colecția lui Reincozo, prezentate de el la finalul fiecărui episod. Ca și în celelalte episoade și în acest episod, dacă rămâneți cu mine până la finalul acestui clip sau dacă dați click până la final, nu pot să vă opresc ce să fac, asta este, dar respect maxim pentru cei care rămân cu mine până la finalul acestui clip. Să vă arăt acolo un al patrulea item din colecția mea și din universul Diablo. Am pus nimic în stash, ce păcat. Depozit, hai să punem și niște bani în stash. Ok. Bun, haideți să facem quest-ul de la Chelsea. Nu este al patrulea quest, este al cincilea quest. Al patrulea quest, dacă nu mă înșel, este cu o contesă și trebuie să găsim un din ăsta, un fel de, nu mai știu cum se numea, Darkwood. Nu mai știu pe unde era contesa. Noi trebuie să ajungem Hiding Mouse la Monastery Barracks. Bear the Smith of the Guardians. Bun, hai să mergem pe aici. Să găsim mănăstirea. Evident, vom omorâ și contesa toate la timpul lor. Mai întâi să găsim quest-ul, că este este pe drum, îl găsim pe drum. Este un fel de postament și acolo găsim un scroll și îl citim și ne dă quest-ul cu contesa. Trebuie să intrăm într-o clădire din asta dubioasă, într-un beach la o clădire din asta dubioasă, să ne luptăm pe acolo cu tot felul de zombi și dubioși din ăștia. Da. Hai să vedem, hai să vedem. Ce de lume pe aici. Foarte bine, facem și noi level, Doamne ajută. De înainte. Amulet. Prima amuletă, bun. Bun. Ne dă mai multă lumină în jurul nostru atunci când descoperim harta. Aceasta este clădirea domnilor. Aici trebuie să mergem, în Forgotten Tower. Din câte mi-aduc eu aminte, cel puțin. Hai să mai omorâm niște scheleți de ăștia și niște capre de-astea pe aici. Încă avem lag. Încă avem lag. Nu știu ce se întâmplă cu serverele de la Blizzard sau probabil cu conexiunea la internet. Conexiunea mea la internet. Hai să vedem. Chip Topaz, chip Ruby. Bun, bun. Ok, hai să intrăm aici în turn să omorâm contesa. Pentru că am avut noroc. Da, deja ne-a dat quest-ul pentru că am ajuns în turn. Acest loc miroase a moarte. Explore the cellar dungeons beneath the tower. Ok. Level 1. Hai să facem lavagii. Avem 4 scheleți, un golem și un mercenar. Să sperăm că nu murim. Racanișu. Chip Ametist. Very good. Aoleu, ce mă enervează că trebuie să intru eu prima oară și mă omoară ăștia. A primit o bâtă,
Hai să vedem. Avem noroc. Oh, spiritele astea mi-aduc aminte de ele. Doamne, oh. Ia uite, avem și un boss aici. Ghost, spirit, ghost. Vom face level, este. Hai mă, veniți încoa, ce faceți? Ia uite-i pe ăștia. Unde sunt scheleții mei? Aoleu. New skill. Așa, 4 scheleți. Bun. La următorul, tot 4 scheleți. Probabil sunt mai puternici. Oh, da, nu putem să o luăm pe aceea. Hai să băgăm în energie, că nu am băgat deloc în energie. Level 2. Ei, aduceți-vă voi de aici, că nu mai vă bag în seamă. Chest. Hai, mă, ia uite! Ce urât că ne dă... Ne dă acest lag. Foarte urât. Demon. Wow, wow, ce supărat e ăsta, frate. Uite-i pe ăștia și dacă sunt... Dacă mi blochează la ușă, mă lasă singur aici cu ei și eu pot să mor foarte repede. Aoleu. Ok, să punem și inelul ăsta aici. Vedem, poate facem ceva cu el. Hai mă! Ia uite! Lag! Doamne! Au! Să... Ne așezăm mai confortabil aici, că nu știu de ce am impresia că sunt un pic cam încordat. Ia uite aici. Deja ne-a luat tare de la început. M-am intrat și avem level 3. Nu mai știu la ce level era acea contesă nenorocită. Să vedem pe aici. Poate avem noroc. Da, avem noroc. Dacă nu știu, du-te mă. Așa, level 4. Bun, bun, bun. Băi, ce baftă am avut. Acum am luat o mare țeapă. Ne-am dus în direcția opusă. Hai să vedem. Trebuie să mai se... odihnească personajul. Pentru că personajul... este dubios. Haide cu contesa, omorâm niște butoaie. Gata, mă, uite. Dispose of the evil contest. Țineți în pumnii, doamnelor și domnilor, Reinkozo intră la atac cu necromancerul său. Haide, blesteamă-i. Este înconjurată de tot felul de demoni din aceștia puternici. Ce a explodat ăla când a murit. Nu putem să luăm acel... Da, cred că pe aici e. Hai să luăm pe aici. Am așa un feeling. Este într-o cameră cu mult aur. Uite aici, aici trebuie să fie. Uite, the countess. Bătaie. Nu mori, I feel stronger now, foarte bine. Hai, este, ne-a dat și două rune. Foarte bine. Să vă explic care este treaba și cu aceste rune. Acum primim și foarte mulți bani. Etuh, foarte tare, primele două rune, doamne, nu mai mi-am aminte. Treasure finding, bun. Este... Uhu! Știu, e ciudat pentru că stau să adun tot acest gold, dar chiar am nevoie de el acum la început și... nu știu, e o satisfacție aparte atunci când colectezi loot de pe jos în Diablo. Trebuie să vă jucați Diablo și o să înțelegeți perfect la ce mă refer. Hai să mai bem din astea pentru că
Am prea multe aparent și vreau să mai pun niște iteme aici, să le vând. Așa. O cască puternică pentru druid. Așa e că nu mai consumăm nimic. I can't carry anymore. Quest log, quest completed. Ok, deci acesta a fost și questul din acest episod. Haideți să mergem înapoi în oraș, să vindem din lucruri. I thought the stories of treasure in the tower were nothing but lies. I am glad you found something of value in that death trap. Would that our sisters had been so fortunate. Doamne, deci îmi place povestea din acest joc, lore-ul, nu știu, pur și simplu este atât de frumos. Actorii joacă atât de bine. Așa. Bineînțeles, puteam să mă duc la Hint să-mi dea Identify, dar pentru că sunt leneș și aici prefer să plătesc bani și să... Bun. Hai să luăm o dată 20, o dată 20. Aoleu, mi-a luat toți banii! Nu! Ei, asta e afacerea. Mi-a luat toți banii. Hai să punem runele în stash. Este, vom face lucruri mărețe cu aceste rune în viitorul apropiat. Încă trebuie să mergem să luăm Tools of the Trade. Look for the Heretic Malice in the Mercy Bags. Bun, încă un quest, încă un episod. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas alături de mine până la finalul acestui clip. Good job, good job. Și acum, pentru cei care ați vizionat clipul până la final, vă mulțumesc foarte mult. Premiul vostru din colecția personală a lui Reincozo din universul Diablo am pentru voi să vă arăt. Un mousepad, mousepad-ul din Collector's Edition Reaper of Souls Diablo 3. Este un mousepad dur, cu o suprafață dură, fel de mușama aici, să spunem așa. Da, este super, super drăguț. Este un mousepad de colecție, dar își face treaba foarte bine. Gen, da, haideți să vă arăt, stați așa, cam aici pe mouse bungee, mouse-ul de la Diablo. Hai să vedem. Să vad aici logo-ul Diablo. Să vedem așa. Tam 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 tam. Da, alunecă foarte bine pe mouse. Mă bate româna. Alunecă foarte bine orice mouse pe acest mousepad și eu sunt foarte, foarte încântat de el. Da, vă aștept în episodul următor cu următorul quest și un nou item din colecția personală a lui Reincozo cu privire la universul Diablo, evident. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas alături de mine. Eu am fost Reincozo. Vă aștept pe toți în episodul următor. Pa, pa!